Tânăr în Europa. Program realizat cu sprijinul Parlamentului European. RFI, 13:30. Bună ziua, bine v-am găsit la o nouă ediție Tânăr în Europa. Vorbim astăzi despre cum se poate finanța o afacere prin fonduri europene, cum pot fi accesate sumele din schemele de finanțare, mai ales cum trebuie scrise proiectele pentru a merge la sigur și a obține aprobarea și finanțarea. În exercițiul financiar 2007-2013, România nu a reușit să atragă nici măcar jumătate din fondurile europene puse la dispoziție. 2015 aduce însă o nouă șansă. În total, în intervalul 2014-2020, România are la dispoziție fonduri europene în valoare de aproximativ 40 de miliarde de euro, bani pe care cetățenii români și instituțiile statului pot să-i obțină prin proiecte bine gândite. Cele 40 de miliarde de euro trebuie absorbite până în 2020. Pentru planul Juncker, care țintește o resuscitare a economiei europene în 3 ani, au fost deja depuse proiecte care depășesc cu mult capacitatea de finanțare a fondului de investiții. Numai România a făcut o listă cu peste 200 de proiecte prezentate Comisiei Europene. Temele variază de la construcția de terminale de gaz, infrastructură de transport, până la modernizarea de spitale. Vicepreședintele Comisiei Europene, finlandezul Jyrki Katainen, și-a început turneul de prezentare a proiectului cu România și ne explică și de ce. România este un foarte bun colaborator al Comisiei Europene și există o mare nevoie de investiții publice, dar și private în România. De aceea am vrut să vin mai întâi aici, pentru a susține planul de investiții și pentru a-i convinge pe investitorii privați să folosească noi oportunități de finanțare pe care Comisia Europeană intenționează să le pună la dispoziție. Nu dorim să mărim povara pe care contribuabilii o resimt deja, ci vrem să mobilizăm investițiile private prin utilizarea resurselor publice. Iată deci că sunt câteva motive foarte bune pentru a începe prezentarea planului de investiții a Comisiei Europene chiar în România. Pentru a înțelege mai bine cum se derulează procesul de finanțare a proiectelor cu bani europeni, am invitat în studioul RFI pe Cristina și Cristian Tohănean. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Sunteți proprietarii unei afaceri inedite în România, axată pe mâncare. Numele afacerii este Cucubau. Cristina, descrie-ne conceptul. Conceptul constă în livrarea unei cutii cu ingrediente perfect porționate la client, fără costuri suplimentare. În cutie, clientul găsește ingredientele pentru fix numărul de porții pe care le-a comandat și rețetele cu instrucțiunile de gătire pentru a-și asambla singur un fel de mâncare de care să se bucure alături de cei dragi. Sună meniu de corporatist care n-are timp să se ducă la cumpărături, dar totuși vrea să mănânce sănătos. Cristian, cum v-a venit ideea unei astfel de afaceri și cât de dificil a fost să o susțineți pentru că deja se derulează din aprilie? Ideea ne-a venit acum, mi-a venit mie într-o seară, mă întorceam de la birou în trafic și m-am gândit ce bine ar fi să existe un astfel de serviciu în care să-ți vină ingredientele gata porționate. Noi făceam cumpărăturile și ne găteam acasă în mod curent, mai ales de când ni s-a alăturat Tudor în familia noastră, copilul nostru, și aveam obiceiul să gătim feluri de mâncare un pic mai deosebite și din cauza asta alergam prin cel puțin 2-3 magazine ca să găsim toate ingredientele pentru felurile pe care le găteam și m-am gândit că ar fi bine să facă altcineva treaba asta pentru noi și m-am gândit ce fain ar fi să existe un astfel de serviciu. Ulterior am început să studiem dacă există un astfel de serviciu în România, nu exista. După aia ne-am gândit cum am putea noi să-l aducem. Am descoperit ulterior că există un astfel de serviciu și în afară, în vestul Europei și în Statele Unite. După care am început să ne facem tot felul de calcule și să vedem cum am putea să aducem la viață un astfel de serviciu în România și practic cam la un an de zile după ce ne-a venit ideea, am și lansat serviciul pe piață. A fost un an de analize. Ce ați luat în considerare când ați făcut planul? La ce trebuie să te gândești în primul rând, Cristina? Am încercat să facem un business plan oarecum ca la carte. Am făcut un mare Excel în care am încercat să prevedem toate cheltuielile și toate costurile și toate veniturile care ar putea fi generate de un astfel de business. Am făcut ceva documentare destul de îndelungată pe partea de ambalaje și ce implica business-ul. Am și testat servicii similare din UK.
Și a fost foarte interesant să vedem că la aproape un an de la lansare, cumva previziunile noastre se cam adeveresc și în ceea ce privește publicul țintă și în ceea ce privește vânzările preconizate pentru serviciul acesta. Care este publicul țintă? Cine își comandă mâncare la pachet, care totuși nu este gata, preparată, pe care trebuie să o prepari și să te implici puțin? Cine sunt oamenii ăștia? Da, Sunt? Ai menționat una dintre categorii. Sunt oamenii care lucrează în principiu într-un mediu gen corporate și au foarte puțin timp la dispoziție să mai alege și prin magazine sau nu au inspirația să facă lucrul acesta. Asta e o parte din publicul nostru. O altă parte vine din oamenii care au copii și sunt foarte preocupați de calitatea mâncării pe care o mănâncă și atunci caută ingrediente cât mai proaspete, ingrediente cât mai deosebite, astfel încât să diversifice masa acasă. Și sunt și conștienți de faptul că în comerț, mâncarea pe care o gătești, o cumperi deja gătită, există riscul să ingredientele, nu ai niciun fel de control asupra ingredientelor. Și în felul ăsta, dacă tu primești cutia cu ingrediente și tu îți faci mâncarea singur, câștigi două lucruri. Odată că te bucuri de faptul că tu ți-ai gătit mâncarea respectivă și a doua ești foarte conștient de ce pui în oală și ce ajungi să mănânci. Este o afacere destul de personalizată. Voi faceți cutiile, voi alegeți și mâncarea. Cât timp voi avea să pregătiți totul până ajungeți la produsul finit care trebuie livrat? Munca pe care o depunem în toată această afacere este mult mai multă decât estimasem inițial. Toate estimările noastre s-au cam adeverit, doar partea cu efortul depus a fost un pic subestimat. Ca să dau un exemplu, doar găsirea unei rețete potrivite pentru meniul nostru, gătirea, testarea rețetei în sine și fotografierea pașilor și scrierea rețetei și editarea rețetei în sine, ne ia în medie pe rețetă 3 ore și jumătate. Având în vedere că noi schimbăm săptămânal meniul și avem pe site în permanență între 8 și 10 rețete, doar partea cu rețetele ne ia destul de mult timp. Avem și o problemă, că încercăm să facem totul cât mai bine. Nu știu dacă e o problemă sau nu. Iar partea cu porționarea și asamblatul cutiilor a cunoscut cumva multe progrese de la lansare și până acum, pentru că am automatizat împreună cu programatorul site-ului foarte mult procesul și ne ajută foarte mult ce se întâmplă în spatele site-ului pentru a optimiza logistica cutiilor. Ați încercat să accesați fonduri europene? Există foarte multe fonduri europene, după cum am vorbit și mai devreme. Pe ce segment, dacă ați încercat să accesați fondurile europene și cum a mers? Am încercat. Noi suntem aia 50% pe care n-a reușit România să-i atragă. Am aplicat la programul START, așa cum zicea și Cristina. Am făcut un Excel foarte, foarte bine pregătit. Pe acel Excel am mers și pe aplicația pe care am făcut-o pe programul START. Din păcate am picat puțin sub linie și n-am reușit să luăm fondurile respective. Probabil că o să încercăm și anul acesta. Care au fost obstacolele? Ce v-a împiedicat să nu atingeți punctajul care v-ar fi dus către fondurile respective? De la an la an se schimbă baremul. Cel puțin, eu vorbesc zic de programul START. Sunt foarte multe programe cu fonduri europene. Nu știu efectiv cum se întâmplă celelalte, dar în acesta în care am aplicat noi, în fiecare an se schimbă baremul după care se face punctajul aplicanților. Noi am mers, când am făcut aplicația, am mers foarte mult pe punctajul care se aplicase cu un an în urmă și din cauza asta, atunci când s-a publicat noul barem, noi am fost puțin prinși în offside, adică au fost câteva lucruri pe care noi nu le punctasem sau nu aveam cum să le punctăm și din cauza asta
Am ajuns la 80 de puncte din 100, dar cu toate acestea au fost foarte mulți oameni care au avut, sau foarte mulți aplicanți care au avut acest barem de 80, acest punctaj de 80, și s-a trecut la departajare. Iar la departajare noi cred că am pierdut la numărul de angajați. Cred că dacă aveam unul sau doi angajați în plus, la departajare am fi fost peste linie, dar din cauza asta noi am fost sub. Cristina, vrei să completezi cu ceva și pe urmă mai am o întrebare. Da, apropo de obstacole, două probleme majore pe care le-am avut din punctul meu de vedere a fost odată ajutorul primit și, și lipsa răspunsurilor la întrebările sau clarificările pe care le-am avut înainte de depunerea dosarului. Era foarte greu să obții ceva clarificări prin telefon sau prin e-mail de la persoanele responsabile. Și atunci cumva tot ce am scris noi în proiect și ulterior cu ajutorul unui consultant a fost cumva așa in blind, adică nu știam sigur dacă ce facem bine. Asta a fost o problemă majoră și a doua a fost toată finalizarea procedurii, care cel puțin din câte știu eu nici până acum nu a fost anunțat în mod oficial ce s-a întâmplat, adică a fost publicată o listă care nu era finală și nu am reușit să obținem niciun răspuns cu privire la rezultatul final decât dacă când ne-am dus până la Ploiești și ni s-a spus într-un cadru neoficial că fondurile prevăzute inițial nu mai sunt chiar aceleași, s-au scăzut. În contextul în care fondurile rămâneau aceleași, noi am fi primit finanțare. Nu mai sunt aceleași, nu ni s-a spus până la cât s-au redus. Și n-a existat niciun fel de adresă la finalizarea procedurii, că nu am fost eligibili, de ce, care au fost fondurile, cât s-a alocat. N-a existat, din punctul meu de vedere, deloc transparență sau aproape deloc transparență în toată procedura aceasta. Concluzia ar fi că chiar dacă te ajută un consultant să faci proiectul, nu ți asigură o aprobare a fondurilor până la urmă? Da, nici de cum. Adică sigur te ajută, pentru că cunoaște mult mai bine procesul și pe noi ne-a ajutat în finalizarea lui. Adică noi am muncit foarte mult, cred că 70% sau 80% din proiect l-am făcut singuri. Pe final ne-am hotărât să apelăm la un consultant, pentru că ne-am dat seama că anumite lucruri care erau cerute în baremul respectiv erau foarte neclare și atunci, pentru că nimeni nu ne răspundea la întrebările respective, consultantul a reușit să ne clarifice anumite lucruri. Dar, bineînțeles, nu-ți garantează nimica. Contează foarte mult specificul firmei sau aplicației și după aia, da, pentru noi a fost, cum zicea și Cristina, destul de neclar tot procesul, mai ales pe final. Pentru că noi, cu toate că am fost sub linie, noi eram în marja de siguranță, adică din cei care erau deasupra liniei trebuia să mai pice prin faptul că nu erau eligibili. La anizarea dosarului mai picau alte aplicații și noi ar fi trebuit să intrăm. Dar așa cum a zis și Cristina, noi a trebuit să ajungem până la Ploiești, ne-am urcat în mașină, ne-am dus până acolo și am dat oarecum buzna peste ei și am întrebat efectiv ce se întâmplă. Și ni s-a răspuns într-un mod absolut neoficial că bugetul lor este mult mai mic decât cel pe care îl declarase rămân oficial. Pentru mai multe clarificări, l-am sunat pe Dragoș Jaliu, expert în fonduri europene și inițiatorul platformei fondurstructurale.ro. Bună ziua! Bună ziua! Din experiența dumneavoastră, se întâmplă des să auziți de astfel de cazuri, cum este cel al Cristinei și al lui Cristi Tohănean? Da, din păcate, da, bine, nici n-aș vrea să generalizez și să arunc să zugrăvesc așa în termen foarte sumbri întregul mecanism de gestionare a fondurilor europene. Dar până la urmă, omul simțește sau nu locul. Atâta timp cât există o componentă de respect față de cetățean consistentă la nivelul unei instituții care se ocupă cu gestionarea fondurilor, lucrurile, cel puțin din punct de vedere al transparenței, ar trebui să fie firești. Nu, din păcate, lucrurile astea lipsesc în momentul de față sau cel puțin nu sunt atât de bine conturate și întipărite în memoria individuală și colectivă a instituțiilor
din România care se ocupă cu fondurile. Da, sunt destul de multe, din păcate, și încercăm. Până la urmă, trăim în România și nu putem arunca o astfel de caracterizare doar asupra administrației. Până la urmă, în fiecare segment al societății există oameni asumați, responsabili sau mai puțin dedicați meseriei pe care o fac. Da, am întâlnit și cred că n-am ascultat de la început, dar cred că e vorba de schema de minimis. Nu, n-am aplicat la minimis, am aplicat la programul Start. Ah, la Start, ok. Ok. Că la Ploiești au fost depunerile și pentru schema de minimis și cumva ceea ce am auzit în ultimul minut jumătate semăna cu ceea ce am experimentat noi în anul trecut pe depunerea unor proiecte pentru schema de minimis. V-am auzit vorbind despre consultanță și despre relația cu consultanță. E foarte importantă, până la urmă, evident că nu poate să garanteze un consultant aprobarea unui proiect și cu atât mai puțin dacă, din câte am înțeles eu bine, ați contactat consultantul spre finalul scrierii cererii de finanțare. Da. E bine să faceți asta de la început, pentru că vă ajută măcar în primă fază, momentul în care aveți ideea și vă gândiți să aplicați pentru finanțare europeană, să vă spună șansele. Sistemul este foarte, foarte greu, este birocratic, în sens mai degrabă peiorativ. Și cineva cu experiență care a depus, care are proiecte depuse pe anumite linii de finanțare, vă poate spune încă de la început cam care ar fi șansele. Că până la urmă sunt foarte multe variabile pe care trebuie să ții cont în momentul în care începi să scrii o cerere de finanțare și vrei să accesezi bani europeni. Și un consultant cu experiență, un consultant asumat, vă poate spune asta. Și un consultant care, într-adevăr, pune pe primul loc relația cu clientul, vă poate ajuta. Domnule Jaliu... După care lucrurile decurg firesc, atâta timp cât proiectul și asta mi-ar place să am clienți așa ca dumneavoastră, pentru că asta ține de asumare. Am întâlnit foarte multe situații, de obicei categoriile de clienți sunt cam două, sau hai să zicem trei. Sunt cei care au auzit că există finanțări europene, habar n-au cam ce presupune o accesare a unor fonduri europene și pur și simplu au sentimentul că bătând odată din palme le-au intrat bani în cont. Și în momentul în care începi și le explici ceea ce presupune, nu, tu ești consultantul. Nu mă împovăra pe mine cu partea asta birocratică, că nu n-am timp de ea. Domnule Jaliu, clientul că e proiectul lui și trebuie să și-l asume. Da. Aveți o experiență de peste 15 ani în scrierea proiectelor pentru finanțare europeană. Care este primul pas pe care trebuie să-l facă o persoană când vrea să-și facă o afacere finanțată așa? Asta presupune, în primul rând, un risc. Să-și asume riscul, să fie conștient de că un eventual succes, o eventuală finanțare obținută înseamnă, în primul și în primul rând, asumarea unui risc. Și evident, oportunitatea în aceeași măsură, pentru că e vorba de o finanțare europeană primită gratis, dar ea vine cu tot ceea ce ați detaliat, cred că de la începutul discuției, birocrație, lucruri poate nu atât de transparente pe cât ar trebui. Ar trebui să cunoască, discutând cu un consultant, ar trebui să cunoască atât partea plină a paharului să vadă, dar mai ales partea goală și să-și asume încă de la început, în cunoștință de cauză, tot ceea ce ar putea să apară
cu precădere, vorbind de riscuri, cu precădere lucrurile mai puțin plăcute în implementare, adică întârzieri în rambursare, întârzieri în evaluarea proiectului. Am avut un client pe post CCE, a depus în 2010 proiectul și e vorba de o firmă și a primit notificare de proiectul câștigător după 2 ani. Și în 2 ani, gândiți-vă cam câte se schimbă în mediul de afaceri. Adică și-a pus întrebarea dacă mai este relevant produsul pe care vrea să-l achiziționeze în condițiile noi ale pieții. Și e și greu că nu pot să schimb cererea de finanțare odată aprobată, argumentând pe bună dreptate că ai avea nevoie poate de un alt produs. Pentru că finanțatorul ar putea să contraargumenteze cererea de finanțare a fost aprobată în acest fel, nu schimb soluția tehnică și am avut o astfel de situație. Și ăsta e un lucru pe care trebuie să-l știi de la început. Am înțeles. La fel, rambursări, procedurile de achiziții și asta cu precădere în cazul sectorului privat, care nu are obișnuința asta a cheltuirii banului public spre deosebire de, eu știu, autorități, la fel beneficiare ai finanțelor europene, care respecte legislația privind achizițiile publice. Atâta timp cât obții finanțare din fonduri europene și asta înseamnă bani publici, trebuie să respecti niște proceduri. Și am întâlnit situații în care mediul privat sau organizații din mediul privat erau cumva contrariate. Păi nu sunt banii mei, de ce trebuie să fiu transparent în alegerea furnizorului? Am înțeles. Cristian, da. Voi ați încercat anul trecut să accesați fonduri europene, mai încercați și anul ăsta și dacă da, care este lista de greșeli pe care o să o evitați acum? Acum 2 ani am aplicat, acum un an ne-am uitat pe procedură, dar punctajul se schimbase foarte mult și era în detrimentul nostru într-un mod grav. Erau punctat foarte mult inițiative din mediul rural și producția. Iar cum noi suntem pe servicii, eram defavorizați. Și prin urmare, anul trecut am renunțat să facem acest lucru. Am văzut că s-a publicat programul de pe 2015, în schimb nu s-a publicat punctajul și în funcție de ce punctaj o să fie publicat și decis pentru 2015, o să decidem și noi dacă aplicăm. Da. Greșeli... Cred că punctajul este cel care o să stabilească foarte multe. O să ne facem teme, o să înțelegem care e punctajul maxim pe care putem lua și în funcție de asta o să decidem. Cred că în afară de punctaj și de faptul că trebuie să fim foarte grijuli la criteriile de repartajare, cred că în rest nu am avut scăpări în aplicația anterioară. Cristina? Poate doar, exact cum spunea și invitatul de mai devreme, poate doar să apelăm la câteva sfaturi, la un consultant de la începutul proiectului, să ne fie un pic mai clar care sunt șansele și care sunt pașii care trebuie urmați cumva mai de la început și să nu-i aflăm pe parcurs. Domnul Jaliu îmi spunea mai devreme când am făcut predocumentarea că unul dintre principalele riscuri este sustenabilitatea. Voi aveți o afacere care se susține singură acum, deci probabil că nu mai este un criteriu acesta. Domnule Jaliu, spuneți-ne ce se întâmplă cu firmele după ce termină susținerea prin fonduri europene. Devin mai competitive? Reușesc să se susțină singure? În general? În mod normal, da. În mod normal, așa ar trebui. Până la urmă, evident că este în primul rând interesul antreprenorului ca business-ul pe care îl are să devină competitiv, să fie un business de succes. Și asta depinde foarte mult, revin, la asumare, la relația cu consultantul, evident la modul în care funcționează și răspunde finanțatorul la unele, eu știu, disfuncționalități în implementarea programului pe care îl finanțează și care ar putea să afecteze pe cash flow, de exemplu, un beneficiar care are proiecte în implementare și care ar putea, evident, pe cale de consecință, ca în principiul dominoului, să aducă
prejudicii grave în, în componenta de sustenabilitate. E importantă sustenabilitatea și este evident un indicator de evaluare a modului în care atât proiectul cât și programul în ansamblu și-a atins ce și-a propus inițial. Este până la urmă sau ține sau ar trebui să țină de ceea ce înseamnă calitatea finanțării. Noi tot vorbim de absorpție de ceva vreme, dar doar din punct de vedere cantitativ ar trebui din ce în ce mai mult să ne preocupe pe ce cheltuim banii. Adică dacă facem o autostradă și nu circulă nimeni pe ea, parcă n-are sens să aruncăm o puzderie de bani pe așa ceva. Și atunci e foarte important cumva să ne schimbăm punctul de vedere și să vedem care sunt poate industriile care ar putea să aducă valoare adăugată, să finanțăm proiecte în anumite industrii reprezentative pentru România sau reprezentative pentru anumite zone din România. Adică e foarte importantă componenta asta pentru că ea susține până la urmă creștere economică sau ajută o creștere economică sănătoasă. Și nu doar din punct de vedere al investițiilor și din punct de vedere al resurselor umane. Adică dacă nu avem o coordonare, atâta timp cât calificăm niște oameni, iar oamenii calificați poate nu se regăsesc sau nu-și găsesc locul de muncă tocmai pentru că anumite industrii nu au fost ajutate sau finanțate. Am avut experiența Irlandei cu ceva vreme în urmă și bine, înainte de 2008. Și e foarte important că până la urmă totul pornește de la modul în care este elaborată sau avem o viziune strategică națională cu privire la dezvoltarea țării și încurajarea finanțării unor anumite sectoare prioritare sau care ar putea să aducă valoare adăugată, să reprezinte avantaj competitiv pentru România. Și da, sustenabilitatea, asta de fapt urmărim și noi prin portalul pe care l-am lansat cu ceva vreme în urmă și prin întregul demers pe care l-am desfășurat și îl desfășurăm în 2014. Acum ieri, alaltă ieri, am avut gala fondurilor structurale. A fost prima ediție la care a participat și vicepreședintele Comisiei Europene și din câte am citit au fost înscrise 101 proiecte. 101 proiecte, da. Putem să găsim numele câștigătorilor pe site la www.fondurstructurale.ro. Domnule Dragoș Jaliu, mulțumesc frumos pentru intervenția prin telefon. Mulțumesc și eu frumos. Cristina Tohănean, Cristi Tohănean, succes cu afacerea voastră. Cucubau se numește, pe www.cucubau.ro o putem găsi, acolo se pot face și comenzile. Mulțumesc frumos pentru prezența în emisiune. Tânăr în Europa, program realizat cu sprijinul Parlamentului European.